Doamne, închinarea trăimii s-a arătat că glasul Părintele a mărturisit ție, fi iubit pe tine numindu-te și Duhul în chip de porumbel a adeverit înaintea cuvântului, cel ce te-a arătat Hristoase Dumnezeule și lumea a iluminat. Cuvioși părinți, trecucenice părinte, fii mei duhovnicești, iubiți credincioși, sărbătoarea botezului Domnului nostru, numită și Epifania sau Teofania, este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Această sărbătoare are o semnificație deosebită pentru viața creștină, deoarece nimeni nu poate deveni creștin fără botez. Taina Sfântului Botez este poarta de intrare în biserică și în împărăția cerurilor. Știm aceasta din convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu unul din învățații legii vechi și anume cu Nicodim, care era un om înțelept duhovnicesc. Iisus îi spunea acestuia că de nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. La întrebarea lui Nicodim, cum va putea un om în vârstă să se nască din nou? Mântuitorul îi răspunde, de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția cerurilor. Așadar, iubiți credincioși, taina Sfântului Botez este taina naște din nou, taina nașterii duhovnicești a persoanei. Prin nașterea biologică sau trupească, omul se naște pentru viața aceasta pământească și merge spre moarte din cauza păcatului strămoșesc care s-a transmis tuturor oamenilor sau înclinație spre păcat. Deci cine se naște fizic pentru Adam ca om, se naște pentru a muri fizic. Însă cine se naște spiritual într-o Hristos, prin botezul cu apă din Duhul Sfânt, se naște pentru a trăi veșnic, potrivit cu cuvintelor Mântuitorului. Cel ce crede în mine, chiar de va muri, va fi viu. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne spune, precum în Adam toți mor, așa în Hristos toți vor învia. Deci în taina Sfântului Botez se pregătește începutul învierii oamenilor, mai întâi învierea sufletului din păcat, prin credință, prin viață curată, prin fapte bune, apoi la învierea cea de obște și învierea trupului din stricăciune. Pentru a trăi veșnic în învierea preasfintei trăim. Așadar, legătura tainică între botezul din biserică și începutul intrării omului în împărăția cerurilor este conținutul cel mai profund al tainei Sfântului Botez. Nimeni nu poate intra în împărăția cerurilor dacă nu se naște din apă și din Duhul Sfânt în biserică. Apa este folosită la botez pentru a arăta că după cum ea este element esențial pentru viața trupului, tot așa este Duhul Sfânt necesar pentru viața spirituală a ființii umane, atât pentru suflet, cât și pentru trup. Întrucât Duhul Sfânt îi dăruiește omului harul învierii, îl curățește de toată întinăciunea, îl conduce la înviere, îi dăruiește viață veșnică în lumina Sfintei Treimi. Hristos nu avea nevoie să fie botezat de către Ioan, pentru că era fără de păcat. Dar întrucât a luat asupra sa condiția umană, adică a intrat în lumea marcată de păcat și moarte, el se botează pentru mântuirea oamenilor, pentru a trăi, a arăta fiecărui om care are nevoie de curăție, de schimbare. Această schimbare sau înnoire înseamnă că omul cel vechi al păcatului neascultării trebuie să moară, ca să se nască omul cel nou care trăiește veșnic
în comuniune de ascultare, iubirii Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sărbătoarea botezului Domnului a Epifaniei sau Teofanei este o sărbătoare a arătării Preasfintei Treimi, pentru că la botez Domnul s-a arătat deodată lucrarea Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Această minune dumnezească s-a făcut când Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit în public și s-a botezat în apele Iordanului la vârsta de 30 de ani. Atunci, deodată, cu persoana lui Dumnezeu, Fiul devenit om din iubire pentru oameni, se arată că și celelalte două persoane ale Preasfintei, Duhul Sfânt în chip de porumbel, coboară peste Fiul lui Dumnezeu, devenit om. Îndată după ce a ieșit din apele Iordanului, iar glasul Tatălui Ceresc se aude zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Din acest motiv, troparul botezului Domnului pune acestui accentul tocmai pe arătarea Preasfintei Treimi. În Iordan, botezându-te, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat. Și glasul Părintelui a mărturisit Fiul iubit pe tine, numindu-te. Și Duhul, în chip de porumbel, a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, lumea iluminată, slavă ție. De la botezul Domnului am învățat în mod deosebit că Fiul lui Dumnezeu, întrupat, Iisus Hristos, este unul din Sfânta Treime. Taina aceasta a cunoscut-o mai întâi Maica Domnului, când Îngerul i-a spus cum va naște un prunc, deși era, ea nu a cunoscut bărbat, și anume Duhul Sfânt se va pogori peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Vedem așadar că întreaga Sfânta Treime a lucrat întruparea sau în nomenirea Fiului. Deci numai Fiul s-a făcut om. Însă la botezul Domnului Iisus Hristos în Iordan, ceea ce știa, numai Maica Domnului s-a arătat public în Fiul care s-a născut om, este însoțit, confirmat de glasul Tatălui din ceruri. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. De către Duhul Sfânt, care coboară, se coboară peste El sub formă de porumbel. Deci am putea spune că sărbătoarea botezului Domnului Epifane, Teofane, este și serbarea arătării Preasfintei Treimi, pentru că la botezul Domnului în Iordan s-a arătat întreaga Sfânta Treime. În lumina botezului Domnului Hristos, înțelegem de ce botezul creștin se săvârșește în numele Sfintei Treimi, adică numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mântuitorul însuși, la sfârșitul Evangheliei după Matei, înainte de a se înălța la ceruri, poruncește apostolilor săi să meargă să învețe neamurile credința în Iisus Hristos, să le boteze numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După cum Sfânta Treime a fost prezentă la botezul Mântuitorului Hristos, așa Sfânta Treime este prezentă și când se botează fiecare om pentru a deveni creștin. Deci, prin botezul său, Mântuitorul Iisus Hristos a pregătit botezul creștin. În acest sens, Biserica lui Hristos se constituie la cinzecime prin pogorârea Sfântului Duh peste apostoli și prin botezul mulțimilor de oameni în numele Sfintei Treimi. Din acest motiv, sărbătoarea Sfintei Treimi este acum îngemânată în calendar cu sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sau a cinzecimii, luni după Duminica Rusaliilor. Iar rugăciunea începătoare, rugăciunea Preasfântă Treime, urmează după rugăciunea Împăratului Ceresc, deci Duhul Sfânt împărtășește iubirea Preasfântă Treime și face biserică plină de Sfânta Treime. Când Mântuitorul Iisus Hristos
s-a botezat în Iordan de către înainte mergătorul botezătorul Ioan, Sfântul Ioan a simțit sfințenia lui și i-a zis, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Pentru că el s-a născut pe cale naturală și purta în firea lui păcatul strămoșesc. Însă Mântuitorul s-a născut fără de păcat, adică mai presus de fire, de Duhul Sfânt, din Fecioara Maria, Mântuitorul îi răspunde lui Ioan. Lasă acum, ca așa se cuvine nouă, să împlinim toate dreptatea. Cu alte cuvinte, nu este o necesitate ca Iisus Hristos să se boteze, fiindcă el este fără de păcat. Dar întrucât, în mod liber, ia asupra sa păcatul lumii. El împlinește dreptatea, adică voia lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul Său, și fie Mântuitorul lumii. Să fie Mântuitorul lumii. El s-a făcut purtătorul condiției umane, al unei vieți care este amestecată cu moartea, pentru ca să dăruiască oamenilor muritori viața lui și a fără de moarte veșnică. Aceasta înseamnă că numai atunci când se botează un om adult sau copil în biserică, cerurile se deschid și Harul Duhului Sfânt introduce pe om în viața Sfintei Treimi. Preotul care se săvârșește boteză doar arată vizual lucrarea de văzută a Sfintei Treimi. Deoarece când se botează un om adult sau copil, Hristos Domnul Arhiereu Veșnic îl botează pe acesta prin lucrarea Duhului Sfânt și prin bunăvoința Tatălui. Ultimele cuvinte din Evanghelia de astăzi sunt cheia înțelesului botezului și anume, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. În Dumnezeu Fiul devenit om, Dumnezeu Tatăl iubește întreaga umanitate. Prin urmare, când se botează un om, glasul pe înceresc spune tainic, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru că Dumnezeu Tatăl cuprinde în iubirea sa veșnică pentru Fiul Său pe fiecare om botezat devenit creștin, care poartă numele lui Iisus Hristos. Când se botează un copil, primește binecuvântare nu numai copilul respectiv, ci și familia și biserica toată întreagă. Pentru că botezul nu este un eveniment personal, ci un comunitar. Cu fiecare nou botezat se arată odată în plus iubirea veșnică a Preasfintei Treimi pentru oamenii care doresc bucuria viața veșnică în Împărăția Preasfintei Treimi. Din acest motiv, botezul este un izvor de mare bucurie pentru familie, pentru biserica întreagă sobornicească. Copiii care nu sunt botezați sub pretextul că nu sunt suficient de maturi, ca să înțeleagă taina botezului, sunt lipsiți de o binecuvântare unică. Aceea unirilor personale cu Sfânta Treime în Sfânta Biserică. Iar dacă se întâmplă să moară nebotezați, ei nu se pot bucura de plin de bucuria vieții veșnice, după cum spune Sfinții Părinți. Biserica Ortodoxă consideră că trebuie sfințită nu numai viața matură a omului, ci și copilăria tinerețea lui. Când se botează copilul în aceeași zi, el primește taina amelungirii, rostindu-se formula pecetea Darului Sfânt, pecetea Darului Sfântului Duh. Atunci copilul botezat primește o mulțime de daruri duhovnicești pe a fi cultivate. Apoi el mergând la biserică, împreună cu mama, tata, bunica, cu alți copii, crește duhovnicește în iubirea de Dumnezeu și biserică. Totodată, în aceeași zi în care copilul primește botezul, mirungirea în mod obișnuit, la vârsta de 6 săptămâni, el primește și Sfânta Taină a împărtășanii. Aceasta nu se amână pentru mai târziu sub pretextul că nu înțelege copilul la vârsta de 6 săptămâni. De fapt, nici la o vârstă înaintată nu înțelegem cum pâinea, vinul se prefac în trupul sângele Domnului, dar înțelegem că în taina Sfintei Împărtășanii
se află iubirea sfântă a lui Dumnezeu pentru noi toți, care ne dăruiește viață veșnică. Faptul că biserica noastră mamă ortodoxă botează copiii, îi mirunge, îi împărtășește în aceeași zi, arată că un copil este o persoană umană, întreagă. După cum Dumnezeu, copilul care s-a născut în peștera din Betleem, era persoană, tot așa fiecare copil botezat este o persoană pusă în legătură de iubire eternă cu persoane Sfinte Trimire. Nu este o parte dintr-un om, ci este un om întreg. Este o persoană și are o valoare unică, eternă. Copilul nu este la început un animal care devine apoi om. Și din momentul conceperii sale, copilul este om, iar prin botez îl devine personal binecuvântat, având un nume și un chip îndreptat spre numele și chipul Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. De orice după Fiul Sfinte Treime a fost creat omul când Dumnezeu a zis să facem om după chipul asemănarea noastră. Așadar, toată viața celui botezat trebuie să fie o lucrare sfântă de lepădare de satana, de lucrurile satanei, adică de păcat, de toată răutatea, și o unire cu Hristos în împlinirea poruncilor dumnezeiești. În măsura în care omul se leapădă de satana și de toate lucrările lui, se unește cu Hristos. Iubiți credincioși, în această zi a botezului Domnului, noi românii ne aducem aminte cu bucurie că poporul nostru a fost botezat sau creștinat nu la comandă de sus în jos, ci a fost creștinat lent, profund și pașnic de-a lungul mai multor veacuri, pe când se forma ca popor, poporul nostru în istorie, din dac și roman. Deci nu avem odată un an al creștinătății noastre ca popor. Există o legătură tainică de iubire între Hristos și fiecare popor creștin, dar mai ales în Hristos și popoarele care au suferit mult pentru a-și păstra de-a lungul încercărilor istorii, identitatea lor creștină. De aceea, cu bucurie, speranță, ne gândim la faptul că pe stema țării noastre se află vultul purtător de cruce înălțându-se spre cer. Pentru că ne arată că avem o vocație creștină pentru eternitate. Că purtăm taina crucii ca taina biruinței asupra suferinței prin speranță și asupra morții prin înviere. De la începuturile noastre ca popor creștin și până la sfârșitul istoriei. Prin urmare, poporul nostru român, binecuvântat de Dumnezeu, purtător de cruce și de înviere, și arată demnitatea, dacă nu își uită botezul său, legătura lui cu Hristos, și răstignit, înviat, ca parte continuă a identității și existenței sale. Trebuie să amintim că în ziua sărbătorii botezului Domnului, la finalul Sfintei Liturghii, se săvârșește Sfințirea cea mare a apei. Această apă pe care Duhul Sfânt o sfințește este apa binecuvântată, apă de sfințire a sufletului, a trupului, a naturii înconjurătoare. Dar și izvor de bucurie pentru oamenii care o primesc cu credință, evlavie, dragoste, Sfințirea cea mare a apei sau a ghețului mare, care se săvârșește numai cu prilejul sărbătorii botezul Domnului. Este una dintre cele mai frumoase slujbe ale Ortodoxiei. Este săvârșită în afara bisericii, pentru că Mântuitorul Hristos s-a botezat nu într-un spațiu închis, ci în râul Iordan. De obicei, această slujbă se săvârșește lângă un râu curat, sau un izvor, sau o cruce, iar dacă nu se poate acolo, aceasta se săvârșește în apropiere de biserică, unde sunt vase multe cu apă, pregătite cu multă grijă, cu multă evlavie pentru oamenii, pentru momentul acestui sfânt praznic împărătesc, aceste vase cu apă, pregătite cu multă grijă și evlavă pentru oamenii care sunt de față la această taină a Sfântului Liturghii și apoi la viața mare. Sfințirea cea mare a apei, care are mai multe părți, iar pentru
conținutul ei scoate în evidență mai întâi iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, iubirea arătată în întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în botezul său Iordan. De aceea rugăciunile cântările acestei zile fac legătură între nașterea Domnului și botezul Domnului, dar și între botezul Mântuitorului și mântuirea noastră a tuturor celor care cu credință, bucurie, au primit botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. La sărbătoarea botezului Domnului se sfințește firea, astfel Biserica ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos este preamărit astăzi, în mod deosebit de întreg universul, de credința întreagă. De ce? Pentru că El a venit să mântuiască și să ne mântuiască pe noi oameni, dar și să pregătească un cer nou și un pământ nou. Astăzi se sfințește creația întreagă, ca pregătirea ei pentru înnoire, transfigurare în cerul nou și pământul nou din Împărăția Celor. Frumusețea, bogăția rugăciunii din slujba numită Sfințirea Cea Mare a Apei ne îndeamnă să fim cu luarea minte. Nu numai atunci primim binecuvântare cu adevărat și ne folosește gustarea apei sfințite, când ascultăm slujba Sfințirii cu credință, cu frică de Dumnezeu, cu trăire, cu Dumnezeu și cu dragoste față de Dumnezeu. Dar dacă o primim cu credință evlavie, în primul rând, aghiazma mare ne sfințește sufletele, trupurile, casele noastre și tot spațiul în care se desfășurăm activitatea. Aghiazma mare se gustă pe nemâncate, până la odovania prasnicului, timp de 8 zile, pentru că ea ne cheamă să căutăm viața, bucuria veșnică, iubirea preasfintei trăimi. În al doilea rând, aghiazma mare ne aduce vindecare de boli sufletești trupești. Trăim, iubiți credincioși, într-o vreme în care omul este foarte încercat de tot felul de boli sufletești trupești. Însă boala cea sufletească este mai gravă. Cea mai mare păcat, cel mai mare păcat este păcatul acesta, adică lipsă de iubire față de Dumnezeu, față de semeni. În acest sens, apa sfințită ne vindecă de iubire față de Dumnezeu, față de dragostea față de Dumnezeu și semenii noștri. În al treilea rând, aghiazma mare ne aduce eliberare de patimi, alungarea duhurilor rele. Foarte adesea omul simte că, deși dorește să facă bine, totuși are putere suficientă pentru a săvârși o faptă bună. Deoarece duhul rău îl îndeamnă pe om să săvârșească răul. Însă apa sfințită îi dă omului putere să biruiască toate ispitele ce vin asupra lui. De aceea, iubiți credincioși, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dăruiască bucurie de a fi binecuvântați cu apa sfințită, noi toți și casele noastre, cei dragi ai noștri, toate activitățile noastre, pentru că viața noastră să fie lumină din lumina lui Hristos și bucurie din bucuria Sfinților, spre slava Preasfintei Treimi, spre a noastră mântuire, în vecii vecilor. Amin!